Susținem, practic, un raport al Comisiei de Economice cu privire la aprobarea cererii României de a fi acordate niște despăgubiri ca urmare a delocalizării fabricii Nokia din România. În 2008, Nokia venea în România pe nori, plutea, guvernul de atunci al PDL-ului au anunțat exact ca un mare succes, un mare investitor vine în România. M-am bucurat și eu, ca și mulți români, de această chestiune. Problema este că noi nu știam, noi românii n-am știut că de fapt Nokia venea din Germania, de unde funcționase scurt timp, venea în România pentru că lucrătorii români se mulțumeau cu bani mai puțini, cu salarii mult mai mici și nici n-a făcut foarte mulți purici în România pentru că a plecat după 3 ani în Asia, acolo unde sunt lucrători și mai modești. În această situație, în 2011, în toamnă, guvernul PDL s-a grăbit să facă cererea către Uniunea Europeană pentru că în baza acestui fond de ajustare pentru globalizare se pot obține bani de la Uniunea Europeană pentru ajutarea oamenilor să se recalifice, să-și găsească de lucru. Analizând datele din Germania și din România, am văzut următoarele lucruri. Pentru cei 1.000 și vreo 300 de muncitori din Germania s-au acordat în aceleași condiții aproape 6 milioane de euro de către acest fond, pe câtă vreme pentru cei 1.400 și ceva de muncitori români de la Jucu s-au acordat numai 2 milioane și 800 de mii. S-a acordat cât s-a cerut. Cu alte cuvinte, problema mea este că guvernele anterioare nu au știut să-și apere oamenii, nu au știut să negocieze și n-au cerut cât se putea cere. Așa, m-a atras ca interes remarca președintei Comisiei pentru Employment, care a spus: dragi colegi, vă atrag atenția că de fapt am mai dat niște bani noi, Uniunea Europeană, pentru aceeași Nokia. Este pe de o parte o critică care i s-a adus acestei companii, care profită, după părerea domniei sale, de acest fond de ajustare, dar în același timp a fost o critică implicită, dar foarte clară, la adresa guvernului, care nu a știut, practic, să-și facă temele înainte, pentru că nu aduci o companie din aceasta care deja e pe cale. Când vine România, e deja exact. Nu-i studiezi dosarul, o lași să vină și după aceea o lași să plece fără ca să faci mare lucru. Astea nu sunt investiții, astea nu sunt metode prin care România să vină și să spună că a reușit ceva cu adevărat.